Am o simplă declarație. Am avut o ședință de Consiliu Politic Național și împreună cu colegii mei am luat decizia ca listele Partidului Social Democrat nu o să candideze nicio persoană care este trimisă în judecată. În acest moment, toți președinții de organizații fac din nou un control al listelor ca să nu fie astfel de cazuri. Dacă cumva există vreo listă depusă, vom face adresă în urma acestei decizii și va fi modificată la birourile electorale județene. Dacă aveți dumneavoastră întrebări scurte, celelalte decizii se vor lua în cadrul unui alt Consiliu Politic Național, când vom finaliza toate listele. Mai sunt un număr de vreo 15 județe care nu au finalizat în acest moment listele. Ce s-a întâmplat cu listele trimise de domnul Marian Oprișan? Listele trimise de domnul Marian Oprișan la Vrancea au fost invalidate. Și acest lucru ce presupune? Dacă au fost? Acest lucru înseamnă că se declanșează din nou procedura și diseară vom lua decizia asupra listei de la Vrancea. Îmi mențin părerea că domnul Marian Oprișan nu trebuie să candideze pentru o funcție în Parlamentul României. Din ce cauză n-ar putea să candideze, în opinia dumneavoastră? Din opinia mea, nu este oportună candidatura domnului Oprișan pentru Senat. Cred că cel mai oportun în acest moment este să rămână vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea. Și celelalte persoane înscrise pe listele prezentate de Marian Oprișan vor... Lista a fost invalidată. Este posibil. Mulțumesc mult. Ce s-a întâmplat la ea și înțelegem că domnul Maricel Popa ar fi rămas totuși pe lista Partidului Social Democrat? Nici nu s-a pus vreodată problema să nu fie pe lista Partidului Social Democrat, domnul Maricel Popa. Ați avut câteva reguli în sensul în care cei care au pierdut alegerile locale, mai ales sub scorul partidului, să nu se regăsească pe listă? Am găsit o listă foarte, foarte dinamică și foarte bună la Iași. O să vă prezentăm în integralitatea sa. Ați luat practic aceeași decizie, deși în discuțiile inițiale șefii de filială care pierduseră alegerile locale trebuiau să facă un pas în spate, îl regăsim pe domnul Manc, cap de listă, îl regăsim pe domnul Dunca, pe domnul Maricel Popa. Deci Popa. Fiecare decizie la fiecare organizație a ținut seama de mai mulți factori. De la început eu am zis că nu iau decizii paușale, la toată lumea la fel. Și am luat în discuție împreună cu colegii mei fiecare organizație și contextul fiecarei organizații. De aceea, în anumite zone se regăsesc anumiți președinți în continuare. Vreau să vedeți, de exemplu, la Bihor, cu cine s-a luptat domnul Mang la aceste alegeri. Adică trebuie să ținem cont de anumite aspecte. Și partidul și le asumă, inclusiv eu. Ați vorbit de Bihor și vedem acolo că și doamna Steluța Cătăniciu este pe listă, este pe... Este propunere pe locul 2, doamna Steluța Cătăniciu. De ce ați ales să o includeți pe domnia sa pe liste? Așa am hotărât cu organizația de la Bihor. Ați renunțat la alți lideri din propriul doamna partid? Doamna Cătăniciu e o juristă foarte bună. Dar căreia îi se poate reproșa aceeași activitate pe care au avut-o și Șervan Nicolae, și Florin Iordache, și Eugen Nicolicea? Nu cred că... Dar eu nu am reproșat nimănui, nici lui Șerban Nicolae, nici la nimeni, nicio activitate. Mie nu, ceea ce mi-a venit de la organizații, am lucrat cu materialul clientului. Am avut discuții pe fiecare listă. Domnul Șerban Nicolae n-a fost propus de către nicio organizație în discuție pentru a fi pe listă. Ținând cont de decizia de astăzi legată de cei cu dosare, asta... Nu, cei trimiși în judecată. Asta înseamnă că cele două propuneri de la Mehedinți nu vor mai figura pe listă? Deci, nu știu de ce nu mă simt confortabil când discut de anumite persoane sau de anumite județe. Eu v-am transmis o decizie foarte clară. Pe listele Partidului Social Democrat nu se va regăsi nicio persoană trimisă în judecat. Și cred că acoperă tot. Mulțumesc mult!